spun ceva, dragul meu Adrian. Deci, și dacă n-ar ști, stând în casă lângă domnul Tatoiu, care este mama și tatăl petițiilor și hotărârilor împotriva abuzurilor din România, nu m-a auzit de specialist. De ce? Dacă îți parchezi la mașina la mine pe stradă, faci niște cursuri de drept și niște cursuri de înjurături la adresa statului. La înjurături, mai știm și noi că nu ne repetăm neapărat, că am trăit în cartier, dar asta cu dreptul e important. Doamnelor și domnilor, haideți să o avem acum alături de noi pe Anca Codrescu, care este în Spania. O să vedem situația, o să avem și un document, atenție mare, în câteva minute un document pe care ne l-a trimis Anca. Avem și reacția ultimei soții a regretatului Constantin Codrescu și o să înțelegem cum este posibil să se facă o succesiune, dar să lipsească o persoană importantă. Succesibilul, da? Cum ar spune domnul avocat. Bună, Anca, ce faci? Bună seara. Cum, care e situația? După cum bine știți, de la ultima intervenție pe care am avut-o cu dumneavoastră, da? Da. A spus doamna Codrescu că încă nu poate să facă nimic, că încă este în doliu și că nu-și poate reveni de pe urma tatălui meu. Dar eu și cu domnul avocat nu dau nume, fiindcă nu dorește să se intre și să vorbim despre dânsul, da? Dânsul face treaba și nimic mai mult, deocamdată. Am descoperit că la niște 3 săptămâni după stingerea tatălui meu au fost să deschidă, să accepte masa succesorală de pe urma tatălui meu. Păi cum e posibil? Eu înțelesesem că nu se duc, că e încă durerea mare, da. Și tu ai o dovadă? Pe ce te bazezi când spui că lucrul ăsta s-a întâmplat fără acordul tău? Sau fără prezența ta? Sau fără urma, să știi? Pe cererii a biroului de notarilor din București, ni s-a confirmat, aveți actul pe care vi l-am trimis, da, prin colega dumneavoastră, că pe data de 18, ultima lună, 18 decembrie, a fost acceptată succesiunea de cei 3, restul familiei mele. Stai o secundă, Anca Codrescu, că eu trebuie să înțeleg ceva. Noi ne-am văzut anul acesta. Anul ăsta ne-am văzut când am discutat acest subiect. Sigur, acum două luni de zile. Acum două luni de zile nu spunea doamna Codrescu că nu face pentru că este prea îndurerată, dar ea, exact, de fapt fusese deja în decembrie să facă actul. Da. Deci, repet, ea fusese deja în decembrie să facă actul, deși zicea că nu o lasă sufletul să facă acum? Că încă nu s-a recuperat și că încă îl plânge și că nu se poate învăța cu lipsa tatălui meu și mă rog, la fel și colegii dumneavoastră, la fel a spus. Incredibil. A fost decât unul din băieți, dar când colo au fost o screen în aceeași zi, în aceeași oră, deci documentul atestă, da? Deci, practic, toți ceilalți au fost de față, numai pe tine te-au lăsat puțin. Nu m-au anunțat cel puțin, că după câte am înțeles că spune că m-am informat de la știri sau din presa scrisă, eu aici în Spania nu am presa scrisă de acolo. Pentru din că țară. Noi nu trebuie să aflăm lucruri din presă, da, dacă avem un proces. Asta ar mai rămâne să ne spună și presa când să ne prezentăm la proces. Exact. Cristi, dacă ne uităm puțin la ce se întâmplă zilele noastre, crede-mă că presa face mai multe decât face am și observat. Poliția. Așa că nu subestima treaba asta. Cu fetița, păi, este incredibil. Mă și referam, dar să... Am văzut aseară împreună cu Sorin Ovidiu Bălan și este noaptea minții ce se întâmplă, exact. Adevărat. Hai să o ajutăm puțin, eu știu cazul doamnei. Așa, te rog. E notoriu printre altele. Am văzut și documentul respectiv, lucrurile stau cam așa. Hai să plecăm de la un caz general și să ajungem la un caz particular respectiv al invitatei voastre. Dacă avem o masă succesorală pe care părinții sau de la cine moștenim noi, nu vrea părintele respectiv să ți-o lase ție în calitate de copil, sau sunt mai mulți, spre exemplu, sunt 3, nu contează că ești adoptat, că ești vitreg, ai aceleași drepturi în principal. El întocmește ceea ce se numește testamente. Vorbesc de testamente pentru că acolo am văzut că sunt vreo 3 acte de ultimă dorință. Actul pe care spunea că nu poate să-l semneze de îndurerată ce este doamna, este de fapt actul de acceptare al succesiunii. Și el se poate face liniștit într-un an de zile. Deci nu trebuie să-l faci nici a doua zi după ce ți-ai îngropat ruda, nici a treia zi, ai un an de zile. Ba chiar mai mult decât atât. Fără taxe. Un an de zile fără taxe. Nu, se majorează practic dacă l-a
aștepți după un an de zile. Exact. Ai un, este vorba de taxele pe care le plătești la stat. Exact. Nu mai plătești 1%, plătești 3% și e vorba acolo la intervalul de 3 ani de zile. Dar anul ăsta despre care vorbeam este un an de zile în care dacă nu te duci să accesi moștenirea, ești decăzut din dreptul de a accepta și riști să... A, uite, despre asta avem vorbeam. Avem actul, doamnelor și domnilor. Exact. Acesta este un act e mai simplu de la să vorbim Centrul pe Național el. De Administrare a Registrelor Naționale Notariale. Exact, Infonot. Infonot, exact, către Cabinetul de Avocatură, mă rog, nu dezvăluim numele. Urmarea cererii dumneavoastră înregistrată... Pot să vin lângă tine, Cristi? Te rog frumos. Ca să le explic celor de acasă. Te rog frumos, e chiar mai bine. Uite, bine, eu l-am citit aici, nu știu cât de bine se vede acasă, da. Dar doamna notar către care s-a făcut președinta de acolo care gestionează Infonotul vine și spune. Deci au fost în principal 3 persoane care au dat declarații. Declarație de acceptare și spune data. Uite, astea sunt declarațiile. 1, 2, 3. Iar mai jos se arată că au fost făcute 3 testamente diferite. Da, Testament. Sau 4, scuze. Și 3 testamente diferite. Deci testamentele astea trebuie să vedem ultimul act de voință. Știi ce se întâmplă dacă eu fac astăzi un testament și îmi fac și mâine unul și mai fac unul și poi mâine, ultimul testament pe care îl fac le revocă pe toate celelalte. Așadar, reținem aici din acest act că poate nu vedeți foarte bine. Există un testament autentificat 8-5-2009, că, după care există altul autentificat 28-1-2016 și 17-12-2021. Ăsta e ultimul. Și 17-12-2021. Nu, dar eu vreau să vă întreb ceva. Pot eu prin testament să nu-i las unui copil al meu? Da, poți. Ceea ce legea eu știam că nu pot. Nu te obligă, se numește exheredare și invitata de față are posibilitatea să-și recupereze jumătate pentru că are o cotă succesorală rezervatară, se numește. Așa. Deci dacă părintele meu îmi spune, doamne, nu vreau să-ți dau nimic din ce am, tu oricum singura variantă pe care o are el e să vândă tot și să cheltuiască banii. Dacă totuși a apucat să rămână ceva pe numele lui și există testamentul ăsta, doamna are posibilitatea să atace ultimul testament și să obțină măcar jumătate. Imediat vedem și reacția pe care au luat-o colegii noștri din partea distinsei doamne nu Codrescu. Nu poți să faci ce vrei cu banii tăi. Trebuie să aplici legea, măcar cum zice Anca, vreun avocat. Anca Codrescu, acestea sunt informațiile, acestea sunt precizările domnului Cuculis și ale doamnei Tatoiu. Ce vrei să faci în continuare? Așteptăm răspunsurile din, mă rog, unul din notari. Am înțeles că s-a pensionat și nu avem acces la arhiva de acolo, din Germănești. Am făcut demersul ca să aflăm cele 3 testamente și ce s-a întâmplat și în ce circunstanțe, de ce a fost schimbat și așa. Și după aceea, normal, atacat ultimul testament, cum a spus domnul... Deci aveți deja în vedere să faceți ultimul testament acesta. Este în Periș, două sunt Snagov, asta am vrut să văd, adică zona germănești, și ultimul este la Periș. Prin urmare, împreună cu avocatul tău, Anca Codrescu, încerc să vezi ce conțin acele testamente, exact. Pentru ca să faci un fir epic, să știi exact cine, cum a dispărut, nu? Absolut. Și în ce condiții a fost făcut testamentul? Asta, Dumnezeu cu mila, că nu știu cum se pot face. El poate să-l dea, dacă e o persoană, trebuie să fie în totalitatea facultăților. Absolut. Asta e o altă discuție, că dacă testamentul e făcut doamna Tatoiu și omul nu avea discernământ, se poate ataca atunci pe integralitate. Discernământul se poate stabili în urmă unui certificat medical? Și post-mortem, fără probleme. Adică cum poți să spui că omul nu a avut certificat, nu a avut discernământ? Eu nu v-am spus că doamna Tatoiu nu le știe foarte bine, deci cu nu. Martor. Bineînțeles. A, cu martor. Cu martor, sigur. Aha. Eu păi cred că nevoie de un certificat. Nu. De exemplu, legea spune foarte clar că intră la masa succesorală și copiii din afara căsniciei. Și am avut o situație în care a murit... Da. Și a trebuit să găsim doi martori să ne spună că n-are niciun copil. Deci ai martori odată, ai istoricul medical luat de la medicul de familie, iei toate internările pe care le-a avut. Și atunci medicația spune exact pentru ce și, e. Și încă ceva, dacă tu ai o disproporție acolo, domne, îți las tot ție un străin, nu e cazul aici.
care e raționamentul. Deci asta este cel puțin, asta e o prezumție judiciară, se numește, că tu nu erai, da, sănătos, da, încât să faci. Exact. Haide, hai să vedem și declarația luată astăzi pentru emisiunea noastră de către doamna Codrescu, după care încercăm să sintetizăm, să punem lucrurile cap la cap și să vedem ce este de făcut. În fotografie și prietenul nostru Toma Enache, care a fost ultimul care l-a avut în distribuție pe Constantin Codrescu, altfel un actor admirabil, de aici încolo alte povești. Vasilica Codrescu, văduva actorului Constantin Codrescu, spune: succesiunea merge mai departe, așteptăm să vină domnișoara noastră, care este plecată din țară. Aici e o oarecare ironie, domnișoara noastră. Subtilă. Subtilă, da. Nu trebuie să vină și ea? Putem să combatem succesiunea fără unul dintre copii? Nu se poate. A anunțat-o băiatul. Am anunțat-o și prin intermediul televiziunii. De să vină, să fie de acord cu testamentul. A anunțat-o toată lumea. Vreau să fac o precizare. Propoziția asta, dacă o mai lăsați puțin, să vină, să fie de acord cu testamentul. Adică cum? De ce? Pentru că tu ai un testament, dar ai un legatar cu titlu universal sau particular, universal pe toată succesiunea sau particular pe un anumit bun. Dar dacă ceilalți rezervatari, că notarul te întreabă, mai ai rezervatari? Așa. Ok, dacă mai ai, ei sunt de acord că taică tu ți-a lăsat ție absolut tot și ei nimic. Și dacă spui da, e bine, se face succesiunea la notar. Dacă nu, dacă spui nu, s-a blocat tot, notarul e obligat să emită o încheiere. Practic e un impediment la dezbatere. Deci doamna crede că fata trebuie să fie pur și simplu de acord. Ar fi bine pentru ea să fie. Să vină, să fie de acord. Da, să vină, să fie. Dar nu e, cum e? Deci eu știu că în momentul când anunț pe cineva pe cale oficială, îi trimit o scrisoare oficială, îi trimit nici măcar un mail. Nu se ia în considerare. Anca Codrescu, ai primit o informare oficială? Ce comunicare ai avut în legătură cu acest subiect? Nu. De niciun fel. Adică niciun fel. Familia nu poate veni cu o hârtie din partea unui organism care să vă rog, să vă rugăm să vă prezentați în data D, la ora D, că se discută. Te citează notarul. E obligat. E obligat să te citeze notarul la domiciliul pe care îl declară. Tu ai acces la domiciliul declarat? Eu nu am declarat niciun domiciliu, nicio parte. Păi și atunci unde să-ți aducă hârtia? Mai sunteți cetățean român? Nu, e cetățean român. Sigur, sigur că da. Sigur că da. Și aveți un domiciliu în România, aveți un buletin. Sigur. Buletinul respectiv are o adresă. La adresa respectivă, notarul face verificări în baza de date în DEPAB, respectiv data, baza de date de evidența populației. Clar. Și acolo ai ultimul domiciliu. Întrebare. La adresa din buletin, cine este? Vă poate ajuta cineva? E fostul meu partener. Păi și ăla mai vrea să vorbească cu dumneavoastră, domnul. Nu, după câte am înțeles, nu a venit nicio informație. Nu... El a spus că n-a venit, da? Nu, 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 nu. Eu zic să trimite cu confirmare de primire, ar trebui. Exact. Dar trebuie să fie cu semnul, se mai pune cutia poștală, mai știu eu, dar să confirmări de primire. Citarea se face conform codului de procedură civilă. Se o afișează și la revedere. Pe ușă? Da, pe ușă. Și dacă vine cineva și o ia? Adică, mergem pe ideea că și la un proces. Asta nu e un proces, este un proces administrativ. Ea mai poate să facă ceva. Anca Codrescu nu poate ia lua legătura cu notarul. Zice: dom'le, dați-mi și mie o copie după hârtia aia, că trebuie să aibă o ștampilă. Am încercat. Am încercat. Am încercat să o fac și așa cum spuneți dumneavoastră. Și? În modul amiabil. Sigur, am sunat și la doamna notar din Germanești. Adică, doamna notar trebuie să dea o hârtie. Domnule, v-am chemat în data de... trimit să cu poșta în data de, ați primit-o, n-ați primit-o, dar am trimis-o. Este un dosar succesoral. Este un dosar, cum îl găsești la instanță, stai administrativ la notar. Nu e nicio diferență. Și acolo, bineînțeles, că ai procedura de citare, ai persoanele care s-au prezentat în fața ta, declarațiile de acceptare, testamentele, legatele, cum le mai spunem noi, sau orice fel de altă opoziție, inclusiv a doamnei, că așa va trebui să vină să dea o opoziție și ulterior să se judece în instanță. E clar că nu o să fie de acord cu testamentul respectiv și e clar că trebuie să-l atace. Deci, din punctul meu de vedere, caz, este un litigiu acolo, clar. Absența Codrescu nu rezolvă problema, doar că s-a sărit o etapă. Nu, blochează lucrurile și notarul nu o să facă niciun fel de succesiune fără prezența ei. Nu toți notarii. Da, unii, nu știu, deci dacă ne uităm la retrocedările din ultimii 20 de ani, hai să vorbim puțin despre anumiți notari. Aveți dreptate, doamna Tatoiu. Anca Codrescu, un ultim cuvânt legat de această situație?
O să trebuiască și eu să fac aceeași procedură de acceptare a mea asei succesorale, că o să fie în curând, prin intermediul domnului avocat. Eu deocamdată nu-mi permit să vin ca să fac două drumuri, adică acceptarea mea asei succesorale și a testamentului, după cum bine știți că trebuie să fiu eu în persoană ca să semnez dacă sunt de acord, normal, și să vedem răspunsurile testamentelor. Asta mă preocupă foarte mult. Ok, mulțumesc. Domnul avocat, o ultimă părere. Domnul avocat are până la și jumătate. Timpul lui este foarte prețios. Nu mă vorbesc de al doamnei profesoare. Ultima părere, că mă întrebați, doamna Tatoiu, nu trebuie să vină în București. Poate să-i facă, spre exemplu, colegului nostru o împuternicire avocațială, o semnează și se prezintă. Poate consulat, nu? Prin consulat. Nu, împuternicirea avocațială este separată. Iar dacă vrea și are nevoie de procură specială autentică, la consulat frumos i-o trimite, nu trebuie să fie prezent. Da. Bun, mult succes, ținem legătura, Anca Codrescu. Mulțumim foarte mult pentru aceste precizări. În rest, atenție mare, să vină să fie de acord. Și ce semnăm în același timp? Normal, aici deja ce semnăm aia e? Verba volant, scripta mare. Aia e treaba. Este baza. Da. Aici e. Mulțumim foarte mult, Anca Codrescu, domnul avocat cu Culisomni prezent aproape ubicu, după cum am spus. Îi mulțumim foarte mult pentru această prezență. Mult succes. Noi începem să vorbim de greva profesorilor, mai bine plecați. Da, foarte bine. Da? Doamna Tatoiu, la revedere.